Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Timișoara, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție în perioada 2023-2024. Mai exact, procurorii anticorupție studiază modul în care a fost înstrăinat aparatul de RMN de la Spitalul Județean de Urgență din Reșița către o altă entitate din afara județului. Oamenii legii au efectuat percheziții domiciliare în patru locații situate pe raza județelor Caraseverin și Olt, la Consiliul Județean Caraseverin, la Spitalul Județean de Urgență Reșița, precum și la punctele de lucru ale unor societăți comerciale. După percheziții, președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, a făcut primele declarații. S-au cerut niște documente legate de achiziția RMN-ului de la spital și în continuare legate de mutarea RMN-ului, respectiv scoaterea din spital. Astea au fost întrebările, am predat documentele, rămâne să-l contacteze pe domnul Laza. Am înțeles că o echipă de procurori au fost acolo, au fost și la spital, au ridicat aceleași documente și asta este tot ce pot să vă spun. Practic s-au luat din contabilitate fișa bunului, corespondența pe care am avut-o cu spitalul pe tema RMN-ului, hotărârea de consiliu în care s-a menționat atunci când domnul Laza a venit în noiembrie și ne-a anunțat că ce facem cu RMN-ul, dacă cum îl scoatem din spital pentru că trebuie să vină cel nou și absolut toate documentele legate de această speță. Nu s-au analizat sume acum, nu a discutat nimeni de sume, doar s-a căutat toată legătura între corespondența între spital și Consiliul Județean, cele trei sau două dispoziții pe care le-am dat prima noiembrie, chiar când ne sesizase domnul Laza că RMN-ul ar trebui casat, că nu se mai poate repara. Cererile pe care le-am făcut sau sumele care, ofertele pentru repararea acestui RMN-ul, dovada că cu timpul sau, mă rog, vechimea lui, toate aceste documente, nu s-a discutat de sume. Noi nu am discutat de sume absolut nimic, decât de faptul să vadă continuitatea documentelor între modul în care s-a sesizat că RMN-ul vechi nu mai funcționează și ce s-a întâmplat până când l-am adus pe cel nou și cum a plecat cel vechi de aici. Și sigur, toate dispozițiile pe care eu le-am dat încă din 2011 legat de necesitatea evaluării și a casării acestui obiect. Dar unde a ajuns? A ajuns undeva la un spital, nu știu, undeva în Oltenia. Noi am purtat după ce a fost sesizat în ședința de Consiliu, ne am purtat corespondență cu cel la care a ajuns, am arătat documentele prin care a fost transportat acolo, oferta de preț pentru demontare, pentru deconectare, că toate lucrurile astea aveau niște costuri foarte mari care le-au suportat cei care l-au luat și procesul verbal cu care s-a încărcat și astea toate documentele. Acum urmând ca procuratura sigur să vină și să le pună toate la cap și să înțeleagă care a fost sau care e finalitatea sau care e legalitatea documentelor. A fost un denunț în acest caz? Păi mă gândesc că da, sigur, vă dați seama că și a fost un denunț, dar asta este, adică oricine poate să... A fost public, ați văzut că noi am discutat această problemă de atâtea ori, am făcut un raport către consilierii județeni atunci când am fost întrebat, am întrebat și eu la rândul meu pe domnul Laza, că nici eu nu știam toate amănuntele, vă dați seama că e o chestie a spitalului județean. Noi doar ne-am declarat, practic, neputința față de a-l repara pe cel vechi și, totodată, faptul că fiind foarte, foarte vechi, nu și prețul pe care îl plătea casa pentru aceste, mă rog, pentru firmele respective,
era undeva la 40%, deci oricum nu se justifica să reparăm un bun de 11 ani vechime. Deci, practic, asta a fost motivația pentru care spitalul, practic, spitalul județean a acceptat sau a încercat să găsească un RMN nou. Care e cauza sau care a fost forma, cum au negociat ei, ce au discutat, cum au încheiat contractele, asta e o chestiune pe care o va lămuri fostul manager, pentru că el a purtat toate discuțiile. Eu am fost doar informat și din când în când am cerut informații, domnule, ce mai e acolo vis-a-vis de asta, atunci când s-a sesizat una sau alta. Ați fost citat la DNA? Nu, nu. Aveți vreo calitate în dosar în momentul ăsta? Nu, deocamdată n-am nicio calitate. Adică, efectiv, a fost o acțiune de a se, prin care mi s-au cerut aceste documente. Nu am fost citat, nu am nicio calitate. Sigur că probabil că vor urma, se vor analiza documentele și cu siguranță că vom avea o concluzie și atunci probabil că lucrurile vor merge într-o direcție sau în alta. Mă gândesc că îl vor chema pe domnul Laza, pentru că domnul Laza, cei din Consiliul de Administrație, deci practic este o acțiune a Spitalului Județean. Știți că noi suntem doar atunci când ei au nevoie de ceva, cer și noi dacă putem le dăm sau nu. Și sigur o încercare de a se afla care este motivul pentru care nu s-a făcut la momentul respectiv evaluarea și casarea bunului, pentru că fiind un bun vechi era foarte simplu, extrem de simplu să se caseze sau să-l dea de tot spitalului și să se spele spitalul pe cap cu el. Deci erau lucruri foarte, foarte simple și normale, doar că asta este. Acum și eu am fost interesat și sunt în continuare interesat să aflu de ce comisiile numite, pentru că eu am numit 3 comisii pentru a se lămuri aceste aspecte în 2011, imediat după adresa domnului Laza, când mi se spunea că trebuie să-l casăm, că nu mai e util spitalul și să-l luăm de acolo. Am dat prima dispoziție, nu s-a întâmplat nimic, după ce am schimbat președintele comisiei, l-am numit pe domnul Cocora, pe domnul Cocora, care a venit asta vreo 3 luni, a plecat. Cocora, un funcționar de aici pe care l-am găsit, că eu trebuie să lucrez cu materialul găsit aici. Asta vreo 2 sau 3 luni, n-a dus la îndeplinire această sarcină, adică n-au lămurit-o și după aceea mai departe a venit în final domnul Bâte, a preluat și acum s-au făcut demersuri și s-au făcut notificări către societatea respectivă. În urma acestor adrese, acestui schimb de adrese, în noiembrie 2023 sau atunci, în perioada de sfârșit de an, atunci am dat prima dispoziție să se facă o comisie pentru casarea acestui aparat. Și de atunci au trecut câteva luni, vă dați seama, nu s-a făcut, nici nu mi-am închipuit că nu s-a făcut lucrul ăsta și am stăruit și am schimbat președintele comisiei și așa mai departe. Între timp, RMN-ul cel nou a venit, a început să funcționeze, la fel condițiile sub un contract încheiat de casă de spital, că nu este treaba mea, e treaba lor, și după sesizările în CJ, ne-am mai uitat și noi și am cerut niște documente în plus și am început o procedură de limpezire a lucrurilor, somând societatea respectivă, care între timp plătise banii și spitalul i-a trimis înapoi că erau sume necuvenite, pentru că într-adevăr nu spitalul putea să facă factura, ci trebuia Consiliul Județean, iar Consiliul Județean nu putea să facă că nu aveau documentele de valoare și casare și ce mai trebuie.